Competiția Educație Rutieră, Educație pentru Viață, ediția cu numărul 43, este organizată de Inspectoratul Școlar Județean și Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău. Festivitatea de deschidere a evenimentului găzduit de municipiul Buzău a avut loc ieri după amiază în sala mare a Consiliului Județean. De menționat că organizarea fazei finale naționale a concursului pentru al doilea an la rând s-a realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean. Chiar mă bucur tare mult, pentru că în ceea ce faceți domniile voastre, încercați ca noua generație, care în curând va fi ca și noi, în afară de ce vor face în viață, eu știu, participanți la trafic în calitate nu numai de pietoni, ci de conducători auto și așa, și pentru că educația trebuie să înceapă de vreme, cum începea odată de mult cu cei 7 ani de acasă. Este bine că se întâmplă aceste lucruri și sper eu că în principal noi, cei mai în vârstă, o să învățăm și noi de la voi ca să fim mai disciplinați, ca să putem într-adevăr să fim un exemplu bun pentru voi. Sper să simțiți din partea noastră empatia și prietenia cu care ne mândrim. Față de elevi, vreau să transmit felicitările mele și încurajare. În primul rând, pentru că avem nevoie în societatea românească să învățăm să respectăm reguli, proceduri și să fim disciplinați. Am deschis astăzi cea de-a 43-a ediție a concursului național Educație Rutieră, Educație pentru Viață. Educație care se desfășoară, concurs, competiție care se desfășoară în al treilea an consecutiv la Buzău, competiție care cuprinde 28 copii din 28 de județe, finaliști ai acestei competiții. Ne dorim ca educația, noile educații să fie valorizate prin experiența pe care copiii o vor căpăta din acest concurs, pentru că trebuie să recunoaștem, educația rutieră este una din componentele importante ale educației pe care trebuie să o avem, atât ca și cetățeni, dar și ca și cadre didactice, ca și elevi în această perioadă. Probele concursului național se desfășoară la școala gimnazială Sfântul Apostol Andrei și la liceul cu program sportiv Iolanda Bala-Sotăr, ambele din orașul Buzău. Acest concurs constă în parcurgerea a 3 etape, a 3 probe. O probă teoretică de cunoaștere a legislației rutiere în ceea ce privește deplasarea cu bicicleta și încă 2 probe practice, proba poligon și proba traseu, în care micii bicicliști își vor demonstra abilitățile de a parcurge un traseu, așa cum am spus, cu obstacole, cu limitația unor situații reale din viața practică, din deplasarea practică a noastră cu bicicletele pe stradă. Dâmbrovița, da? Te pregătești? Atenție! Da! Hai să prindem. 28 de echipe sunt prezente la Buzău din toate colțurile țării. Fiecare județ este reprezentat de 4 elevi însoțiți de profesorii coordonatori. Buzăul este reprezentat de școala gimnazială Lunca Priporului, câștigătoarea fazei județene a competiției de educație rutieră. Brăila merge! Brăila mere, nu? Păi Brăila mea aici, ce numere? Thank you.
Mâine, cei aproximativ 150 de elevi și profesori sosiți din toată țara vor merge în excursie în stațiunea Sărata Monteoru, dar vor vizita și alte obiective turistice din județ.